Dragii mei prieteni, am mai deschis un stup, să vedem ce se întâmplă, am văzut ce se întâmplă la ăla. Aici am 2, 4, 6, 8 rame și deja văd că au construit făguraș deasupra. Asta înseamnă că și ăsta cere extindere. Ce o să fac eu acum? Mai am aici, mai am o ramă din coace de diafragmă. Chiar dacă este târziu, o să fac în felul următor. O să dau această ramă, o să mut diafragma și o să le dau dincolo. Pentru că bubuie de albină. Bubuie de albină și asta este un lucru bun, dar trebuie și mare atenție, pentru că în cazul în care stupul se umple de albină, avem ocazia să iasă și să plece din stup. De aceea o să mut această ramă dincolo de diafragmă. Nu o să umblu în el acum pentru că este foarte târziu, este aproape întuneric, dar zilele următoare o să vă arăt cum s-au dezvoltat acest stup. Și cu acest filmat o să deschid un pic aici în spate. Sigur, matca nu are ce să caute pe aici, fără frică umblu aici. Ia să vedem. Aici e o ramă cu mâncare, e dincolo de diafragmă, vedeți, au mai avut mâncare, au mâncat-o toată. Ia să vedem ce se întâmplă aici la diafragmă și pe ultima ramă din fața diafragmei. Este interesant, dacă și aici este albină multă, înseamnă că trebuie să le dau imediat altă ramă. Avem albină și pe diafragmă. Ia să vedem un pic. Ia să vedem un pic ce se întâmplă aici. Am aici biserica aproape, nevestește sărbătoarea de mâine. Și le spun la mulți ani celor care sărbătoresc mâine, această ramă e plină cu miere. Aproape plină cu miere și cu păstură, e foarte grea. Pe partea astălaltă a început, ia uitați cum sticlește și aici e plină cu miere. Asta înseamnă că o să o dau pe asta aici, în partea asta, la spate. O să dau această ramă aici, în spate. Și o să o bag pe asta care era lângă diafragmă. Din coace. Pentru că aici încă mai are spațiu, ar putea să ouă aici. Nu mă uit mai departe, e sigur că... Haideți să vedem un pic dacă cealaltă ramă are puiet. E riscant la ora asta, dar haideți să vedem un pic. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Aici a băgat miere și aici, a băgat miere și aici, dar jos mai are spațiu liber. O să o las aici pe aceasta. Următoarea nu o mai scot, dar are puiet căpăcit pe ea, deci o să o las acolo, s-ar putea ca matca să fie pe acolo. O să o las și pe asta cu miere aici. Așa. Și o să o bag pe asta care era dincolo de diafragmă, o să o bag aici, în așa fel încât matca să poată să vină oua, să ponteze fără grijă și cele două cu miere le trag lângă ea. Cu acest clip vă urez seară plăcută, multă sănătate și nu uitați, aveți grijă de albinuțe!